estimările pentru anii 2019-2021 pentru comuna Ștefan cel Mare. Cine este pentru... Și. Încă mai. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru 2018 și estimări 2019-2021 pentru școala gimnazială numărul 1 Negoiești, comuna Ștefan cel Mare. Da. Cine este pentru ordinea de zi? Mulțumesc, împotrivă, abținere, în unanimitate. Trecem la punctul 1. Doamna Oana. anul 2018 sunt previziuni pentru anii 2019-2021. O să vă citesc întâi adresele cu bani, veniți la... Ministerul Finanțelor și Consiliul de Șa. Eu mulțumim de Dumnezeu. Da. Așa. Deci adresa 111 din 10 aprilie 2018 de la Ministerul de Finanții și pentru anul 2018 din sumii defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ne-au dat 2.584.000 lei. Sume alocate din cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 388.000 lei. Iar la 040201, la reimpozitul pe venit bicomună pentru anul 2018, e 303.000. Deci asta este o adresă. Altă adresă. Adresa numărul 118 din 16 aprilie 2018, din care ne-au fost repartizate în anul 2018 TVA-ul, sume defalcate din taxă pe valoare adăugată în sumă din 989.000 lei, din care cheltuieli materiale pentru învățământ 205.000 lei, drepturile asistenților personal și persoanelor cu handicap și indemnizații 681.000 lei. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil pentru olier, 78.000 de lei. Plata stimulentelor educaționale, stichetele de grădiniță, 25.000 de lei. Asta la împărțirea pe trimestri și adresa de la Consiliul Județean, adresa 3093, care are... Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 195.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 106.000 lei. Deci astea sunt adrese. Acum o să vă citesc raportul pentru hotărâre. Și o să spun așa. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2018. Cu suma de 5.676,50 mii lei și estimările pentru anul 2019-2021, după cum urmează. La partea de venituri. La secțiunea de funcționare, o să încep cu veniturile proprii, 825.000 de lei, care o să le defalc un pic mai târziu. Sume defalcate din impozitul pe venit, 303.000 lei. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 583.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 898.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 106.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 2.584.000 lei. Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, 6,5 mii lei. Vărsămite din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, 590.000 lei. Veniturile proprii, care v-am citit mai devreme, deci 825.000 de lei, veniturile comune, care se compun din impozitul pe venituri din transferul cu proprietăți, 6.000, alte impozite pe venit, profit și câștiguri de capital, 2.000. Impozitul pe clădiri, 101.000. Impozitul pe terenuri, 271.000 lei. Taxă judiciară de timbru, 3.000. Alte impozite și taxe, 16.000. Taxa asupra mijloacelor de transport, 103.000.
Venituri din concesiuni și închirieri, 20.000. Venituri din prestări servicii, 42.000. Taxe extrajudiciară de timbru, 3.000. Amenzi, penalități și confiscări, 92.000 lei. Taxe speciale, 166.000 lei. Deci, în total, veniturile proprii, 825.000 lei. Veniturile secțiunii de dezvoltare se compune din vărsămintele din secțiunea de funcționarii, 590.000 de lei, și sumele care le-am încasat pentru ceea ce am depus la AFIR anul trecut pentru proiectele în derulare, 53,50 pentru TVA, și sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent, 226,50.000 lei. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 870.000 lei. La partea de cheltuieli. La capitolul 51, la administrație, cheltuieli de personal, 1.805.000 lei, bunuri și servicii, 300.000, alte cheltuieli, 23,50.000 lei. La capitolul 55, la dobânzi, 19,90.000 lei. La capitolul 56, la transferul caracter pentru instituțiile cu protecția copilului, 154.000 lei. La capitolul 61, ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal, 309,45.000 lei. Bunuri și servicii, 30.000 de lei. Învățământ. Deci la învățământ nu ne mai dă TVA-ul pentru salarii, învățământul de anul ăsta este direct de la inspectorat, de la minister, de la... deci nu mai avem noi treabă. Fără a trece prin primărie. Deci la învățământ o să vedeți doar bunurile și serviciile, tichetele de grădiniță și bursele. Deci nu mai avem treabă cu salariile lor. Deci la învățământ, bunul și servicii, 260.000 lei, tichetele de grădiniță, 25.000 de lei, burse, 8.000. La culte, culte, recreere și religie, cheltuieli de personal, 41,15.000 lei, bunul și servicii, 5.000, alte cheltuieli, 200.000. Asigurări și asistență socială, cheltuieli de personal, 186.000. Aici sunt asistenții personale. Asistența socială sunt indemnizațiile persoanelor cu handicap, 588.000 lei. La capitolul 70, la locuință, servicii și dezvoltare publică, bunuri și servicii, 300.000. Rambursări credit, 60.000. Protecția mediului, la capitolul 74, 200.000 lei. La capitolul 84, la transportul și drumuri și poduri, bunuri și servicii, 291,50.000 lei. Total cheltuieli pe secțiunea de funcționari, 4.806,50.000 lei. Cheltuieli de dezvoltare ale Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2018 sunt: la capitolul 51, 340.000 lei. La capitolul 61, 65.000 de lei. La capitolul 65, 1.318,50, din care finanțare externă nerambursabilă, 120.000 de lei, cheltuieli din bugetul primăriei, 118,50. La capitolul 70, servicii, locuință și dezvoltare publică, cheltuieli de investiții, 141.000 de lei. La capitolul 84, cheltuieli de investiții, 2.455,50 lei. Din finanțare externă nerambursabilă, drumurile, 2.250.000 lei. La cheltuieli de capital, 205,50. Total cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, 4.320.000 lei. În lista de investiții, o să vă dau citire și la lista de investiții, deci ea este finanțată din excedentul anilor precedenți, 3.450.000 de lei, adică este avansul pe cele două investiții care le avem în derulare prin AFIR. Din sumele primite de la AFIR acum până la aprobarea bugetului, 280.000 de lei, și din bugetul local, 590.000 de lei. Aprobarea programului de investiții și a numărului de personal. Deci ăsta este raport. Dacă vreți, vă citesc și lista de investiții. Vrem.
cele 7 investiții care le avem în derulare, da? Deci 2 investiții pe 3 pe afir. 2 din care 2 a semnat deja contractul de finanțare, mai e cel pe trotuar semnat și 4 investiții pe PNDL. Deci la capitolul 51. Dispensarul, da? Ci nou e construirea unui săl de ședințe. Asta o să vă dezvolte, domn primar. Că am vrea să mutăm aici biroul de impozite și taxe. Așa, și tot la capitolul 51, sistemul de supraveghere video stradal pe comuna Ștefan cel Mare. La capitolul 61, achiziție auto-utilitară Docker. La capitolul 65, grădinița, care e contractul semnat pe AFIR, deci lucrări în continuare. Și diferențele la SF-urile care le avem de plătit pentru proiectele pe PNDL, școala de la Bogdana. Și dacă reușim, o să mai vrem și școala asta de la Gutinaș. Noi am prins SF-ul și Negoiești. Acolo avem documentația. Da, acolo avem documentația, numai la Gutinaș nu avem. La capitolul 70, deci este SF-ul pe APA de la Rădeana, care am prins contractul pe PNDL. La capitolul 84 sunt podurile, nu, drumurile astea pe AFIR, suma cea mai mare, 2.250.000 de lei, care îi avem banii, sunt cont, avansul, procedura în derulare pe SEA. Și contractele care le-am mai prins pe PNDL, modernizare și construire poduri și podeți în satele Bogdana, Ștefan cel Mare, Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, da? Deci SF-ul cu Daliu și trotuarele. SF-ul cu studiu de geotehnică, expertiză tehnică, amenajare trotuare în comuna Ștefan cel Mare. Și SF-ul pe modernizare și construire poduri și podeți în comuna Ștefan cel Mare, Negoiești și Bogdana. Cam asta e. Deci, în lista de investiții sunt investițiile care sunt deja începute în mare parte. Cele mai multe, da. Cele mai multe, că sunt destule, 7 proiecte. Da, da. Care necesită destui bani. Pe SF-uri, pe expertizi, pe studii. Și cofinanțări. Și cofinanțări. Eu cam asta am vrut să... Dacă... Da, dacă la punctul 1 sunt probleme, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Da, altcineva? Da. Vă rog. Domnule primar și stimați colegi, stimată doamnă contabil, văd că în referatul care l-ați prezentat dumneavoastră cu bugetul, în satul Vișoara nu-i prins cam nimic, după câte știu, după câte se observă, că nu-i... Și la noi, lipsă de apă este, totală, aproape că nu satisface puțurile astea niciun fel de nevoia oamenilor. Și asfalt nu avem făcut. Deci noi am rămas în urmă cu cam cu toate construcțiile astea care sunt. Pot peste râul trotuși nu avem și avem numai ăla care vai de capul lui și joacă un picior care... De asta... Eram de părere să fie prins, măcar să mai facă un puț sau să facă ceva ca să avem apă în sat. Nu-ți prins pe cheltuieli materiale. Ba da. Îți prins pe... Nu-ți prins pe investiții. Îți prins pe cheltuieli materiale. Cheltuieli materiale? Da. Păi trebuie făcut ceva. Investiția deja e făcut. Deci acolo trebuie doar... Ieri n-a fost apă. Și lumea țipa de mama focului, că vezi, Doamne, că eu sunt divin, că voi ați făcut ce ați făcut, ați schimbat pompele, n-ați schimbat pompele, apă nu iese, ce faceți acolo, de ce? Nu, dacă ați cheltuit atâta bani și nu avem apă, de ce? Care ești în măsură să știi cel mai bine din tot sat, din toți cetățenii din Vișoara. Deci am făcut tot posibil. Că ne-am dat tot interesul, văzut, da, dar vedeți că lumea față, nu înțelege și lumea nu știe. Ei deci știe, gata, s-au dat bani de la Uniunea Europeană și trebuie să avem apă. Ei, deci nu avem apă. Nu s-au dat bani, nu mai vorbească lumea că se dă bani. Că dacă se dădeau bani, înseamnă că toate comunitățile erau făcute, erau păpuși, erau floare. Da. Nu, banii am atras noi.
de la Uniunea Europeană sau de la fonduri naționale. Nu, nu a venit cineva și să spună, băi, câte sate ai tu, câți bani îți trebuie pentru... Nu! Nu că s-au dat bani de la... Degeaba că ei nu înțeleg. Ei fost știi, banii nu se dau, banii sunt... Apa europeană, e așa spune. De ce n-avem apă dacă... Și nu-i europeană apa. Să știi foarte bine că asta s-a făcut. Dar nu mai contează cine a fost finanțatorul. Deci e făcut pe administrația fondului de mediu, nu pe fonduri europene. Acum, gata, dacă am intrat în Uniunea Europeană, ăștia stau cu saci cu bani, noi numai că să ne ducem să luăm, să fim în stare, sau suntem puturori, nu ne ducem nici măcar să luăm, nu? Nu-i nici cum să spune că au fost lucrarea prost făcută, că au fost... Lucrarea nu este apă pământ. Deci nu este apă pământ. Deci nu este apă pământ. Cine-i de vin? Nu-i vinova nimeni că... Proiectantul. Sau geologul. Nu, el atunci poate să spună. El poate să spună că la timpul ăla când au făcut studiile era apă. Așa și spune. Da. Nu știu, dar vă spun. Este scandal mare din cauza apă. Da, ai dreptate, dar da. Are scandal cu apă. Toată ziua mă sună, nici nu știu ce să mai spun. Bă, dacă vedeți că când se închide, deci s-a închis. Nea Nicu, noi acum doar matale știi. Bun, nu este apă suficientă. Da. Facem programul ăsta. Oprim miercurea și joia și dăm drumul. Așa. Ei, și o să facem și o verificare, după aia, când o să dăm drumul la apă, o să facem o verificare, să vedem câtă apă curge la Ciușmea, că omul nu este în stare să-și izoleze Ciușmeaua respectivă și lasă să curgă ca să nu înghețe. Și atunci, nu el consumă apa aiurea? Da. Nu, dacă el... Trebuie să veni să sigilăm toate apometrele, să pună toți apometre și atunci poate nu se mai consumă atât dacă trecem la plată. Nenicu, la prețul care este pe metru cub, omul își permite să o lasă să curgă. Decât să muncească, să o izoleze și să nu curgă sau să-și bagi în casă să nu înghețe, așa, el preferă să o lese să curgă. O să vedem, o să facem și treaba asta. Și să nu mai sară lumea sus atunci. El își consumă porția lui, care ar trebui să o folosească la bucătărie. E apă potabilă, nu e apă deodată în grădină? Nu, puiule, dar vara ud în grădină și iarna lasă cișmele robinete deschis ca să nu îngheți. Ce să mai e? Nu au izolat. Păi, tot satul va fi irresponsabil. Câțiva, nu tot satul, satul. Păi, e suficient dacă curci toată noaptea la unul în o grază sau la 10, dacă 10 care lasă robinetul deschis, e suficient să curgă două tori de apă. Eu cred că sunt 10 la care nu curge. Eu cred că sunt 10 la care nu curge. Consumă, să duci. Domnul primar. Da. Dar deci ca să știi, este prevăzută sumă pentru... Cu apă o să se rezolvă. Da. Mai aveți o problemă? Să se poate rezolva, nu? Da. Sperăm să se rezolvă. Da. Încercăm să facem tot posibil. Da, dar ai văzut că doar ne-am dat tot interes. Am luat pompe, am luat... Am zis că nu sunt pune alea, le-am schimbat, am făcut... Păi problema asta e că ajunge, deci... am oprit apa atunci o săptămână și am zis, domnule, schimbăm pompele și o să avem apă. Și acum, hop, după două zile, trei, iar nu avem apă. Asta păi nu-i din cauza pompelor. Ce-ați făcut? Eu am o propunere. Discutăm lucrurile astea la diverse, dacă sunteți amabili, pentru că da, este da. Altceva la ordinea de zi. Vă rog, aveați dumneavoastră. Doamna contabilă, cât să mă avem la venituri. Față de anul trecut, suma anul ăsta este identică sau cam așa. Cam e aceeași. Da. Sunt casezi și asta. Da. Mai are cineva vreo problemă? Domnul Mare. Eu aș vrea să-l întreb pe domn primar. Bănuiesc că bugetul dânsul l-a repartizat. Și să întreb trei probleme. Și dacă suntem toți consilieri, ar trebui să ne dăm fiecare părere aici. Cu trei probleme. Una, la culte. A spus că avem de repartizat banii. Păi toți suntem acum aici, să mai auzim discuții, că avem preferențial. Spune-mi exact unii trimitim banii. Acum, că așa am făcut și anul trecut, am solicitat, mi s-a spus atunci. Dăm acolo, dăm acolo. Ok. Acum vreau să vedem unde ducem. Culte. A spus de iluminat, nu, monitorizare video, stradală. Sunt perfect de acord, dar asta a solicitat mai demult. Dăm și niște termeni. Când? Anul ăsta, da? Anul ăsta, pe dar dăm nici bugetul anul ăsta, da. Este da. În lucru. Deci, dar să și putem face... întâmple. Păi ca să putem face, trebuie să prindem în buget.
văd că propunerea este și să vedem să văd ce votăm, nu? Votăm în bloc? Prins în buget, da. Și noi ce votăm în bloc, da? Atunci trecem pe fiecare capitol și votăm capitolele. Dar bugetul cum se votează? Fiecare capitol în parte sau pe... Păi, așa trece foarte ușor. Și a treia aș vrea să întreb, de ce ați prins dumneavoastră la capitolul investiții un auto-utilitare? Pentru cine trebuie nouă la primărie? Am înțeles, să vă deplasați cu o mașină, nouă dumneavoastră, primăria, ca prin instituția primară, ați luat o mașină nouă anul ăsta, da? Am trecut. Utilitarea asta la cine trebuie nouă? Ca primărie. Când noi putem să băgăm la investiții în altă parte. Care chiar scoate banii, nu, o mașină o luăm azi, se degradează. Și dacă este, și nu știu eu, aveți necesitatea unei auto-utilitare, s-o cumpărăm. Deci haideți să începem cu răspunsul la prima întrebare, nu? La cult. La cult. Avem deja solicitări din partea parohiei Jăbreni. Avem solicitări să-i sprijinim în lucrările de construire la parohia Casa nu Casa Praznică, nu, nu, chiar la Biserica Tapatiasma. Da, da. Interior. Da, interior. Da, da, da. Acum, stai, Lumică, noi nu putem da nici chiar de câți bani are nevoie fiecare. Noi am prins acolo o sumă și de acolo împărțim. Împărțim. Așa și spus. La oameni, la consilieri, anul trecut s-a promis că se dea și nu s-a dat pentru că nu au fost. Păi vedeți? Păi da, anul trecut am promis la rectificare. Deci ca să știm, n-am promis la că am făcut bugetul la începutul anului. Nu. Dar pe și s-a dus, noi am aprobat bugetul pentru cult. Păi și nu s-au cheltuit la culte, dar noi am aprobat și dacă nu s-au fost banii, noi am aprobat bugetul. Și dacă nu sunt banii, efectiv. Și anul ăsta noi aprobăm, dar s-ar putea să nu fie bani și nu dăm. Mai e solicitare la Negoiești. Eu v-am mai spus că este început casa parohială, unde la parohia Negoiești chiar nu prea s-au făcut investiții cu bani de la primărie. Nu chiar, nu s-au făcut. Chiar nu s-au făcut. Dacă la celelalte parohii primăria a venit în sprijinul cetățenilor și le-au făcut case praznicale, la Negoiești nu. Deci știți destul de bine. Știm că acum n-am dat. Era repartizat. Și dar n-am dat nici. N-am cheltuit. I-am prins un buget, dar n-am. Mă lași? N-am cheltuit o mică. Păi nu, atunci nu votez. Nu fost. Așa, să mi-ai spus, domnul primar. Deci nu s-au cheltuit. Tu mi-ai spus cifrele. M-am gata. Romică, nu s-au cheltuit. Dar n-ați fost de acord, adică n-ați fost atenți când s-a făcut execuția bugetară pe 2017? Păi da, știu că la Negoiești, ați văzut undeva în execuția bugetară că s-au cheltuit bani la parohii? Păi chiar dacă da, hai să prindem și sumele, să știm. Ei, acum depinde că să cât avem acolo, să... cât vreți să dăm la Negoiești. Păi da, depinde, o să știi dinainte cât dai romic. La Negoiești ar fi nevoie de o sumă de... La Negoiești e nevoie de 1.800.000. Dar cum? Ca cât face să termine toată lucrarea? Nu mă pereți. Bun, e bine. Deci două să avem în vedere din bugetul de anul ăsta, deci, dacă se aprobă, ăstea două biserici, la an. Nu, dar da, poate dăm mai puțin, poate nu dăm tot, poate să mai adună bani și din sat și poate mai dăm ceva și la altă parohie. Păi, da. Și la dar Bogdana, nu te zbate pentru Bogdana, că la Bogdana mă duc de pomană să le dau degeaba, nu din bugetul, așa, și nu a fost în stare să adune niște oameni. Ce să mai avem nevoie urgentă, știi, e destul de bine că 20 de milioane. S-au unit oamenii. Oamenii s-au unit. Nu știi destul de bine. Nu l-am, poate și la Rădeana, măi. Dar cel puțin vorbește cu preotul să facă și el o solicitare, măi. Asta, nu trebuie primar? să visăm ce trebuie la... Solicitarea o face pentru un consilier, nu? Nu, solicitarea direct de la parohie, exact. De la preotul parohie. Acum el nu știa când avem noi discuția pe buget, nu știa mai Romică, nu trebuie să știi când avem noi ședințe, că nu trebuie să vină cu solicitarea în ședința Consiliului Local. El depune solicitarea la primărie. E tardiv, o să-i spun, pune o solicitare și banii alocăm astăzi. Nu-i problemă.
se pune. Da, uite, terminăm anul ăsta cu cele două parohii, cu Vișoara și cu Negoieștiu. La anul urmează altele. Deci și stradal, am înțeles. Autoutilitară. Este hotărâre de guvern pe care nu putem achiziționa auto, nu avem voie. Deci putem să avem sacul cu bani plin, să nu avem ce face cu ei și nu putem cumpăra autoturism. Mașina și aia de la care am adus-o, CL-ul ăla, o stat în reparație și asta care este la primărie, îi pichetuci. Și de asta am zis o autoutilitară, un docker. Să o folosească pentru că persoane. Ce persoane avem noi la primărie? Care trebuie... Dar nu, dar este poliția locală, Romic. N-are mașină. Poliția locală? Da, n-are mașină. N-are mașină. N-are. Dar să fiu rău tot păi și spune. Să las la atitudinea colegilor mei să spun că noi nu trebuie să investim. Sunt poliții locale, da? La alte comuni, care nici măcar mașina aia nu are, care o avem a noștri. Și din păcate, eu n-am nimic cu poliția locală. Din păcate le-am schimbat mașinile astea la poliția locală, când am venit la Dubien. Nu s-a schimbat mașina la poliția locală. Nu, nu. Toate mașinile care au avut la... Dar de ce neapărat trebuie docăr? Că e autoutilitară, omule, de aia și asta putem să o cumpărăm. Și se poate căra hârlieți. Nu este altceva. Nu dar nu că hârlieți că Târnacom nu care poliția cu locală. Cum să nu care? Dar cine face treaba cu poștea de la 416? Da. Dacă era voie să luăm MCV-ul, luăm un MCV-ul. Deci nu să considerați că așa de astrigentă este ceva și trebuie să cumpărăm. Da, este, să știi că este. Este, fiindcă e gata așa asta, nu mai merge. Cred că de-aia o să... Dar mașinii bătrânite, ce să mai vorbim? Eu zic că autoutilitare, acum o să spui, băi, poate nu știi ce e aia. Autoutilitare este aia cu 7 locuri, sau 9, nu știu. Nu, cu 5 locuri și are și ușă în spate. Ușă în spate. Aia, nu cu 7 locuri, persoane și marfă. Da, nimic. Dar dockerul ăla cu locuri este prins ca autoutilitară sau cum e a mea? Nu, este cu 5 locuri. Cu 5 locuri, autoutilitară. Păi atunci facem diferența. Autoutilitară, deci se referă la alea cu 5 locuri. Nu docker cum e al lui Marian. Nu cum, avea două locuri. Este cu 5 locuri. Deci transport persoane și... Asta mixtă. E mixtă. Dacă trebuie și este... Și aia poate fi configurată și ca autoutilitară. Să cărăm lopieți și astea? Hai să nu fie răutăcioși. Dar nu că au răutat. Că sunt primării care poliții locali, au poliții locali și nu au niciun fel de mașină. Da, sunt. Hai să mergem și în extrema cealaltă. Unde sunt mașini, au mașini de mașini. Așa. Dar vrei să-ți o pun acum? Investițiile astea am putea o face pe linii de PSI, unde ne trebuie în caz de calamitate cu totul mai urgent decât un autoutilitar. Și tot cu asta, tot cu asta pune motopompa, pune generatorul, tot cu asta se duce. Eu nu știu cât de utilă poate fi poliția locală fără un mijloc de transport. Noi nu vorbim de poliția, cât de utilă sau nu poliția locală. Noi nu vorbim de poliția locală, să-i dăm de parte. Și poliția locală. Noi vorbim autoutilitarea, nu vorbim de poliția locală. Dar, Romica, dar dacă nu-i dotezi, nu faci nimic. Și cu asta merge și... Acum să înțeleg, să le-o dăm lor. Asta e în cadrul primăriei sau pentru poliția locală? Nu, pentru poliția locală. E pentru poliția locală, mașină. O să fie inscripționată cu poliția locală. Că asta înseamnă bine. Dacă era pentru primărie să ai șofier bugetat, să ai, eu știu... Nu. Da, s-au lămurit lucrurile. Dacă m-au lămurit pe mine, încă nu... Fiecare are dreptul și concentrăm în Ce mai trebuie să-ți mai spun ca să te lămurești dacă nu ești lămurit? Fii mulțumit. Nu, sau orice ți-aș spune, nu te lămurești? Păi nu, eu aș fi gândit altfel. Investiți-le decât în autoutilitar. Da, mă rog. Dar o mică, dacă luăm CL-ul ăla care l-are poliția locală când e... Cine s-a pus? 1990. Dar nu mai merge. Nu ce merge. Uite, acum... Săptămâna trecută iar vânzare. Ce facem? Am adus CL-ul ăla de la, din 2005. Consumul la CL-ul ăla este dublu față de... Are 11%. Așa. Ăla a fost dat pe o perioadă, ce s-a găsit? Dar nu, dar din 2005. Asta e a doua cauză, consum. Da. Deja nu are drept. Un docker consumă în 5% fără nicio discuție. Și fiind o mașină nouă, eu trebuia să îndezvolt și după aia mi-a spus că o folosim aici, Mariani, hai că am proprietatea cuvintelor. Dar acum, Romic, deci când este luată pentru
poliția locală. Eu nu aveam de să știu unul să merge și la trezorerie cu ea, să merge și la foc cu ea, să merge și la zăpadă cu ea, să merge și la săpat șanțuri cu ea. Adică nu cred că deci, ați văzut nu... care cumva poliția locală stând numai și făcând numai eu nu aveam de să știu în ce atribuții din poliție și atâta tot. Sunt universali. Cred că știți foarte bine că... Și tot de asta nici prețul nici nu e prea scump. Nu știu cât poate, nu știu dacă sare de 10-12.000 de euro. Vreo 12.000. Da, de da. Vreo 12.000. Atâta faci. Eu am văzut că e prins cum ar pe aici. E prețul care e preț de listă, deci nu face nimeni niciun mistare. Da, acolo dai mașină nouă, luată la de diamant, nu e... Comparativ cu utilitatea care... În perioadă de ani, nu mai e cheltuiel cu ea. Dar prețul ăla acolo, dacă nu mă înșel, e tot, e full. Și noi nu luăm cu toate opțiunile, și cu camere, și cu... Deci eu dau exemplu la tine mea, până la urmă, nu? Are cu mâine, cu mâine, face 5 ani, nu am făcut absolut nimic pe ea. Foarte bine. Și văd că aici e prins 65 de mii. Păi și 12 mii cu TVA, la cursul euro, atâta este. Am totuși o rugăminte. V-am rugat la început să vă înscrieți la cuvânt. Așa vorbește unul peste celălalt, nu mai înțelege nimic. Nu, corect, corect. Vorbesc în general. Haideți totuși să păstrăm o disciplină pentru că dă rău. Da, domnul deci Pui, parcă spuneați că asta, mai aveți și noastră. Da, fiind vorba de mijloace de transport, anul trecut a fost vorba de o remorcă, nu mai țin minte dacă s-a pentru Bodo. Adică s-au discutat, nu știu, zic și eu. Remorcă? Nu? A fost vorba anul trecut. Că s-ar lua o remorcă, s-ar vorbea noi, noi că dacă ar fi să luăm și un tractor cu remorcă și să ne facem treaba cu... A. Da. A, deci nu o remorcă care să fie atașată de mine. Nu, nu, nu. Nu. Deci dai un toată jos. Da, cer scuze. Da, putem trece la vot? Da. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Atunci, în unanimitate votat, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 pentru școala gimnazială numărul 1 Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare. Raportul de activitate. Da. Raportul de, scuzați-mă. Specialitate. De specialitate. Da, așa cum a zis, deci la școală, școala fiind ordonator terțial de credite, nu o să le dăm credite decât pe bunuri și servicii, 260.000 de lei, și pe bursii. Deci, în total, la învățământ, pe anul 2018, 268.000 de lei. Că salariile, mă repet, așa cum v-am spus, ele nu se mai derulează prin bugetul primăriei, vin direct de la inspectorat, de la minister, le dă direct la școală. Deci, la noi va fi doar cheltuielile cu bunuri și servicii. Aveți întrebări? Discuții? Atunci supunem la vot cel de-al doilea punct. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. În unanimitate a fost votat și acest punct de pe ordinea de zi. Diverse, dacă sunt. Nu, da, ședință extraordinară la diverse. Dar n-ați întrebat nimic când ați auzit de suma aia pusă pentru... Pentru sală de ședințe, da. Asta nu vă interesează. Păi deocamdată avem unde stai. Era vorba de o primărie. Da. Mai avem solicitare și de primărie la Ministerul de Dezvoltare. Dar ne-a spus că am înțeles că e sala de ședințe. Da.